Copilaș, ce nume să-i dăm? Pinocchio! E un nume foarte bun! Vizionare plăcută, vă așteptăm cu drag și sigur o să vă placă. Când o asemenea invitație vine de la Pinocchio în persoană, nu poți decât să-i urmezi sfatul și să savurezi una dintre cele mai îndrăgite povești din istorie. Cel mai bine este să credem în asemenea povești și cât se poate să ne menținem sufletul tânăr și spiritul mai ales tânăr și să nu uităm că bucuria copilăriei nu o vom mai regăsi în alt context niciodată. Păpușa mea cea năzdrăvană, copilul meu cel drag. Având în vedere că am montat deja două spectacole, deja știu cam la ce reacționează copiii, ce nu le place. Acest spectacol e un spectacol plin de sfaturi. Sutele de copii care au luat cu asalt la Marea Teatrului Național au gustat din plin povestea celui mai cunoscut mincinos al tuturor timpurilor. Pinocchio a fost, fără doar și poate, marea vedeta serii. Mie îmi place Pinocchio. Pentru că este o marionetă și mie îmi plac marionetele. El participă în cele mai multe aventuri din poveste. De Pinocchio. De ce? Pentru că e de lemn. Părerile au fost totuși împărțite. Ție de cine îți place cel mai mult din povestea asta? De cine? De tati. Fulger McQueen. Următoarea reprezentație a spectacolului Pinocchio are loc marți 29 noiembrie de la ora 10:30.